Pastilla da fisico. Măsurarea timpului. Perioada. Timpul este o mărime fizică care se notează cu TE și se măsoară în Sistemul Internațional de Unități în Secunde. Ceasul, cronometrul sau telefonul mobil sunt instrumente de măsură utilizate pentru măsurarea timpului. Ca aplicație vom măsura perioada unui pendul format dintr-un corp mic și greu legat la capătul unui fir. Utilizăm un cronometru pentru măsurarea timpului. Se scoate corpul din poziția de echilibru, se lasă liber și se pornește simultan cronometrul. Măsurăm intervalul de timp în care corpul revine de un anumit număr de ori în punctul de pornire. Perioada este egală cu timpul măsurat cu cronometrul împărțit la numărul de reveniri în punctul de pornire. Perioada pendulului este egală cu media aritmetică a valorilor măsurate, adică adunăm toate valorile măsurate și împărțim la numărul de măsurători. Trebuie să aveți minim 3 măsurători. Calculăm erorile de măsură absolute pentru fiecare măsurătoare în parte. Acestea se calculează prin diferența dintre valoarea corespunzătoare unei determinări și media valorilor. Erori de măsură pot apărea datorită unor citiri incorrecte ale indicațiilor instrumentului, lipsa de precizie a instrumentului de măsură, lipsa de atenție sau de îndemânare a celui care face măsurătorile. Calculăm eroarea absolută medie, adică media aritmetică a erorilor absolute. Completăm tabelul cu toate valorile măsurate sau determinate prin calcul. În final scriem rezultatul determinării ca fiind valoarea medie plus minus eroarea medie absolută.